Suntem cu Andrei Căpușan la Sport Arena Streetball. Andrei, de ce nu ți-ai făcut echipă? M-am gândit pe ultimul moment că ar fi mai bine să mai lăsăm și pe alții să joace basket. Noi suntem în vacanță, am muncit din greu un sezon întreg și acum stăm și ne relaxăm și noi un pic. Știi că anul ăsta premiul este participarea la FIBA Europe 3-on-3 la Madrid. Sincer, nu am știut. Sau nu știai? Nu am știut că este premiul ăsta, pare foarte interesant și sper să se ducă cea mai bună echipă și să fac o figură cât mai frumoasă acolo. Cum a fost sezonul ăsta pentru tine? Extrem de greu și extrem de plăcut. Adică de când joc eu basket, aștept un titlu de campion național și am muncit extrem de greu pentru chestia asta și ca echipă și individual și până la urmă s-au văzut roadele și ce pot să zic, sunt în extaz. Ce părere ai despre ce se întâmplă aici la Sport Arena Streetball? Este un fenomen care începe să prindă din ce în ce mai bine la public. O să devină, de fapt a devenit un sport în masă și are un viitor foarte frumos. O să văd cât mai mulți copii, cât mai mulți oameni jucând basket. Am înțeles că înscrierile sunt din ce în ce mai mari la fiecare turneu și e un lucru senzațional.